Cred că trebuie să vorbim de irigații, mai ales în anii buni. Ani buni care, de regulă, nu sunt chiar buni pentru toată lumea, pentru că, așa cum ziceam și mai devreme, nu peste tot a plouat la fel. Și sunt zone unde irigațiile sunt necesare de ieri. Din nefericire, prețurile cu care se tranzacționează aceste servicii și, în special, apa, sunt prohibitive pentru agricultori și ANIF-ul în toată această perioadă nu a făcut decât ca această factură să fie excesiv de încărcată. Practic, sunt câteva mii de oameni acolo care lucrează în ANIF și ale căror rezultate, din nefericire, nu se văd în agricultură sub nicio formă. Trebuie reorganizat și trebuie făcută o reorganizare, o restructurare care să aducă această agenție în folosul țării, în primul rând, și al agricultorilor. Pe urmă, după părerea mea, trebuie regândite aceste sisteme de irigații și să începem să le refacem, mai ales atunci când situația ne o permite, când avem putere, când avem bani, nu când e secetă și când suntem morți cu toți. Că atunci vorbim, facem scandal, toată lumea vorbește despre strategii și nimeni nu mai poate să facă nimic, că toată lumea e slăită financiar. Deci și anul ăsta e nevoie și despre irigații trebuie să vorbim, că acel proiect mare despre care s-a tot vorbit în ultimul timp trebuie luat în discuție și trebuie să înceapă să fie finanțat. Trebuie să fie în paralel cu el făcută o lege foarte dură cu privire la cei care distrug, care înțeleg să distrugă în spate, unii construiesc și alții distrug aceste sisteme. Trebuie făcută o lege care să le dea peste mână și să le oprească aceste porniri de-a dreptul diabolice ale celor care distrug pentru o mână de fier, caută și distrug niște instalații. Trebuie schimbat conceptul, după părerea mea, de aducerea apei. Acele canale mari care există trebuie betonate, să renunțăm la sistemul ăla care a fost cu impermeabilizarea prin dale, pentru că practic, dacă vreți, aia este cea mai mare problemă cu care se confruntă sistemele de irigații și apa este scumpă din cauza acelui sistem, pentru că mai puțin de jumătate din apa care pleacă de la sursă ajunge la plantă și asta este un lucru esențial. Dacă se betonează aceste canale, pierderile vor fi foarte mici, nesemnificative și atunci facturile pentru apa de la irigat vor fi scăzute considerabil. Anul acesta avem nevoie de irigații, care este și cât ar fi necesarul? Da, anul acesta, din semnalele care eu le am, anul agricol 2011 are nevoie de irigații, în special Dobrogea este neplouată, nordul Bărăganului, prin zona Brăilei și chiar și în Bărăgan sunt zone în care nu a plouat, deși s-au învârtit norii foarte mult, nu a plouat și este nevoie de irigații și în special agricultorul are nevoie de irigații, nu să înlocuiască ploile, are nevoie de irigații pentru completarea necesarului necesarului de apă a plantelor, pentru că agricultura trebuie să devină o ramură a economiei extrem de dinamică și extrem de bună pentru agricultori și pentru România. Subiectul celălalt cu agrostarul de mâine și scumpirea alimentelor. Scumpirea alimente, da sau nu, punctul dumneavoastră de vedere. Dacă este da, de ce da, dacă nu, de ce nu ar fi o scumpire a alimentelor? Eu nu cred că putem vorbi în România despre o viitoare scumpire a alimentelor în momentul acesta, din următorul motiv. În primul rând că de la luna februarie, începutul martie, așa, prețurile la grâu au tot scăzut. S-a ajuns acum, cu grâu costă cam 800 de lei tona față de 1200 cât costa cu 2-3 luni în urmă. Deci e o reducere semnificativă a prețului grâului. Probabil că în campania de recoltat prețul va fi puțin mai jos decât este în momentul de față. Prețul cerealelor în general în ultimul an a fost destul de ridicat. Este o piață
și deja încinsă și cred că să vorbim, să punem paie pe un foc care deja este deja foarte încins, este puțin imprudent. Noi, agricultorii, trebuie să ne gândim și la consumatorii noștri și nu trebuie să facem din consumatorii noștri niște oameni care să uite la noi altfel decât trebuie, ca la niște parteneri. Și să nu-l mâniem pe Dumnezeu, prețurile care sunt în piață acum sunt foarte bune pentru noi în condițiile în care am avut și ceva ploi în 2011. Eu cred că trebuie să abordăm acest subiect mai cu măsură și că dacă piața mondială va reacționa într-o direcție sau alta, noi nu putem decât să ne aliniem acestei piețe. Că nu văd eu un agricultor din România sau de oriunde din lume care să îi se ofere un preț intern să fie mai mic și să vină unul care vrea să îi cumpere, să ducă marfa lui la export, să zică nu-ți dau ție că eu sunt patriot și dau grâul la, în România că îmi dă cu 200 de lei mai puțin pe tonă. Deci prețurile vor fi echilibrate la nivel european și părerea mea este că nu trebuie să punem și noi paie pe un foc deja încins. Că s-ar putea să ne frigem.